Salut, dragilor, și bine v-am regăsit din nou pe acest canal. Astăzi vom face videoclip cu ce articole mi-am mai cumpărat eu pentru casă. Știți că v-am spus că vreau să fac o serie de videoclipuri cu ce ne cumpărăm nou în casă. Mă gândesc să fac unul pe lună, cam așa, pentru că atunci se adună lucrurile care le cumpărăm și putem să facem un video. După cum puteți vedea, în spatele meu avem un produs nou, este un tablou. O să vi-l arăt imediat cum îl primim, cum îl despachetez și cum îl punem pe perete. Și înainte să vă arăt mai de aproape tablou, am să vă arăt câteva produse pentru casă ce am mai cumpărat, după care trecem la tabloul din spate. Zilele trecute am mai pus o comandă la English Home pentru că aveau reduceri foarte, foarte mari și eu sunt cu lenjeriile de pat mereu îmi cumpăr. De câțiva ani fac chestia asta, cumpăr foarte des lenjerii de pat pentru că îmi plac cât mai colorate, cât mai frumoase, cât mai noi și atunci cam cumpăr destul de des, dar de obicei le cumpăr la oferte foarte, foarte bune, după cum știți. Un prim articol ce l-am cumpărat de la English Home este această lenjerie de pat. Mi-a plăcut foarte mult culoarea, după cum puteți vedea, este așa cu vișiniu, galben, roz, sunt culorile acestea de vară, mi-a plăcut foarte mult. Este formată din, imediat vă și spun exact, are un cearșaf, acesta vișiniu, are două fețe de pernă 50 pe 70 și un cearșaf de pilotă. Am să și desfac să vă și arăt puțin ca să vă dați seama despre ce e vorba. Am luat-o la ofertă, cred că la 120 de lei, foarte ieftin mi se pare. Este 100% bumbac, dar nu este bumbacul acela foarte, foarte mare, este bumbacul acela, este un pic mai aspru, dar după primele spălări se mai înmoaie puțin materialul și devine destul de plăcut la atingere. Avem două fețe de pernă, v-am zis, sunt acestea 50 pe 70, așa că se pot vedea. Culoarea nu se vede chiar așa bine pe cameră, dar arată foarte fain, sunt așa culori de vară, mi-au plăcut foarte mult și vor merge foarte bine. Încă nu știu în dormitor la noi dacă o să ne punem drapeliile red wine sau, adică roșul acela, culoarea vinului, se spune așa, sau verdele acelea de care v-am zis. Mă mai gândesc, încă nu știu, între astea două culori oscilez. Scrieți-mi în comentarii dacă aveți voi idee mai bună sau care vă place de aceste două culori. Și da, avem aceste două fețe de pernă. Cearșaful acesta este cu elastic, foarte frumos, este 220 pe 200. Noi o să avem patul 160 pe 200, dar am zis că nu strică dacă este puțin mai mare, pentru că cele pe 160 era mai ieftin, convenea mai mult, vă dați seama, doar că aveau doar o singură față de pernă și atunci eu am nevoie de două și atunci a trebuit să-mi cumpăr o mărime mai mare de lenjerie de pat pentru a beneficia de încă o față de pernă în plus. Și mi este acesta cu elastic, să vă arăt și elasticul, pare destul de solid, sincer, este așa, după cum puteți vedea, are un elastic aici. Acestea le prindeți de colțurile saltele și o să meargă foarte, foarte bine și sunt acestea și acest cearșaf mare de îmbrăcat, pilota, plapuma, ce aveți voi. Iar pe lângă această lenjerie am mai cumpărat acest tel. Ei au foarte mulți articole de bucătărie foarte drăguțe și dacă prindeți reduceri se merită. Pe acest tel cred că am dat așa până în 10 lei, mi s-a părut super ok. Are această bază de plastic, iar aici este dintr-un metal foarte ușor. După cum v-am spus, n-am dat mai mult de 10 lei, de era 35 de lei normal prețul inițial de acest tel. Eu aveam nevoie pentru că cel vechi era tot din metal și avea și mânerul din metal și a început deja să-mi ruginească pe aici puțin pentru că pentru copil l-am folosit foarte des pentru griz cu lapte sau alte deserturi și mâncăruri și a trebuit să-l arunc și mi l-am cumpărat pe acesta nou-nouț. Aveau și varianta pe roz pudrat dacă vă interesează și vă uitați la culoare. Mie mi-a plăcut acesta pe albastru, în bucătărie am foarte mult albastru și merge. Și da, cam acestea sunt de la English Home. Mai am încă un articol ce am cumpărat pentru casă, este acest umidificator, să vă arăt cutia să vă dați seama. Pentru cei care mă urmăresc pe Instagram, sigur deja știu de acest umidificator pentru că l-am postat. Mi-a plăcut foarte mult că au foarte multe variante. Am luat varianta mai ieftină, am dat vreo 60 și ceva de lei pe acest umidificator. Este așa elegant, mi se pare că e din lemn așa și nu ai cum să dai greș cu varianta din lemn. Arată foarte elegant, deci nu este butucănos sau plasticat, este dintr-un lemn. Se desface, are un buton aici unde dați on-off și are și luminițe, are vreo 6 lumini din câte am văzut și aveți mai multe variante aici dacă vă interesează. Eu am să vi-l arăt și cum arată, să-l vedeți fizic. Așa arată umidificatorul nostru, mi-a plăcut foarte mult. Este și varianta de culoarea lemnului mai închis la culoare, dar l-am vrut pe acesta pentru că merge foarte bine cu multe piese de decor ce le am pe această culoare. Are aici așa o găurică unde puteți băga acest fir de alimentare, imediat vi-l arăt, este așa, este ca un încărcător de telefon. Are acest capăt, îl băgați aici, vă și arăt, așa. Iar acesta trebuie să-l băgați voi într-un
să-l băgați într-un încărcător. La mine merge cu încărcătorul de la Samsung, cred că și de la iPhone merge, am acest încărcător de la Samsung și îl bag aici și după care îl pun în priză și nu mai am treabă și merge lejer. Ce mi-am mai cumpărat în plus la acest umidificator sunt niște uleiuri aromate foarte faine, care miros foarte frumos. Aveți foarte multe variante de unde vă puteți alege. Eu mi-am luat vreo 4 variante care mi-au plăcut cel mai mult și una am primit gratis la achiziționarea unui umidificator. Ei au oferta aceasta dacă vă luați un umidificator, primiți gratis o sticluță de ulei. De la ei, sticluța gratis a fost cea de lavandă, 25. Sticluța aceasta de lavandă am primit-o gratis de la ei pentru achiziționarea acestui umidificator. Aceste sticluțe au, nu știu, până în 10 ml, da, 10 ml și trebuie să puneți între 3 și 5 picături în apă, adică umpleți acest dispozitiv plin, după care puneți 3-4 picături și este o aromă foarte faină, adică vă purifică aerul din încăpere și vă dă și un miros plăcut. Acesta de magnolie am mai cumpărat, este varianta 28, mi-a plăcut foarte mult, miroase a magnolie, deci dacă vă doriți să vi-l luați, vi-l recomand. Acesta costă cam 7 lei sticluța, le găsiți cu 7 lei bucata. Aveți o variantă puțin mai mare, dar am zis că nu folosești multe picături și o să îmi țină destul de mult și nu am vrut să-mi iau o variantă foarte, foarte mare. Am preferat să iau mai mici ca să pot să iau mai multe variante să încerc. Deci avem acesta magnolie. După care am mai cumpărat Ocean, mi-am vrut ceva pe fresh pentru că nouă ne plac birosurile fresh și am luat pe acesta 33 varianta Ocean. Este foarte fain, nouă ne place foarte mult. Acesta l-am deschis prima dată și am rămas uimită cât de fain miroase și nu are un miros din acela grețos. Are un miros foarte fain și fresh. Dacă vreți să vă luați, aveți varianta Ocean, Ocean, cum vreți voi să-i spuneți. După care avem varianta liliac, pentru că eu sunt cu liliacul, dar vreau să spun că acesta nu mi-a plăcut. Este varianta 26, îl găsiți liliac. Nu mi-a plăcut, are un miros destul de grețos. Dacă intri în casă după câteva ore, după ce dai drumul la un umidificator, simți ca și cum ai intra într-o casă bătrânească, să-i spun așa. Miroase foarte nașpa, nu-mi place. Nu este liliacul acela ca și floarea, miroase puțin forțat. E ca și cum pui sirop de pepene galben într-o limonadă. Îi strică gustul, nu este natural. Exact așa este și acesta, deci acesta nu pot să vă spun că vi-l recomand, cu toate că eu ador liliacul, nu e ce trebuie. Iar ultima variantă, tot așa, ne place foarte mult menta, are miros fresh și am preferat să luăm și unul de menta. Acesta este foarte fain, vi-l recomand. Aceste 5 uleiuri o să vă ajungă o perioadă destul de lungă. Eu l-am văzut de mult online și ne doream foarte mult pentru camera copilului aceste uleiuri și acest umidificator, pentru că la ele este aerul puțin mai uscat și avea nevoie, dar cred că o să ne cumpărăm și pentru dormitorul nostru sau pentru living, pentru că din câte am văzut, acest aparat face față la vreo 30 de metri pătrați, deci la o încăpere destul de mare face față și poți să folosești un recipient din acesta și într-un open space cum avem noi aici. Și acum vreau să vă arăt și tabloul ce ne-a venit, am să vă arăt cum îl despachetez și cum îl punem pe perete. În această dimineață ne-a venit și comanda de la Vivre. V-am spus că mi-am comandat un tablou acum vreo 5 săptămâni. A întârziat un pic cu 2 săptămâni din cauza pandemiei, dar ne-a ajuns și acum haideți să-l și deschidem să-l vedem cum arată. Așa arată tabloul nostru pus pe perete. Este varianta 70x100. L-am luat de pe site-ul Vivre. De acolo am cumpărat foarte multe articole pentru casă și îmi plac foarte mult pentru că sunt prețuri destul de mari la unele, dar găsiți și oferte foarte, foarte bune dacă căutați și pescuiți ofertele, să spun așa. După cum știți și la videoclipul trecut și în videoclipul acesta am să vă reamintesc că dacă nu aveți cont la ei, eu vă pot trimite un cod de reducere să aveți 25 de lei reducere la prima comandă. Am să vi-l pun jos în descriere, apăsați doar pe link, vă creați contul, puneți comanda, vă abonați pe pagina lor și veți primi un cod de reducere de 25 de lei. Deci dacă vreți să intrați în descriere jos, să luați codul, să vă faceți o comandă dacă vă place ceva. Și cam așa arată. Puteam să iau un tablou mai mare pentru că avea varianta și 140, doar că aici vom pune AC-ul la vară și
ar fi fost prea aglomerat și am preferat să iau varianta mai medie, iar aici probabil că vom pune niște tablouri înșiruite mai mari una lângă alta, mai diferite modele, diferite mărimi. Mă gândesc că ar merge foarte bine pe tot așa pe culori de albastru, bej și poate chiar un roz pudrat, vom vedea. Pe acest tablou cred că am dat, nu mai știu, cred că 120 de lei, 150 de lei, l-am găsit la un preț foarte bun și este destul de mare. Este din acela din canvas și mi-a plăcut foarte mult combinația aceasta de culori. Arată foarte fain cu albastrul acesta și multe tente de albastru și de bej. Ce mai cumpărat nou pentru casă este această cutie poștală. Aceasta am luat-o de la Homepack. Am găsit-o la un preț foarte bun, cred că cea mai ieftină am luat-o, 70 de lei, 68 de lei pe acolo. Numai că încă nu putem instala pentru că noi în fața casei unde vreau să o pun lângă ușă avem pus polistiren pentru izolație și atunci îmi trebuie să cumpăr un șurub sau un diblu special pentru polistiren. O să mai merg în cotură să iau acel diblu. Și arată. Și în spate, după cum puteți vedea, are aceste două găurele și una mică. Cutia normal vine cu vreo 3 șuruburi mari, 3 dibluri și încă vreo 3 chestii așa micuțe rotunde, dar nu e suficient, din câte am înțeles, mai trebuie să luăm ceva pentru polistiren și bine că am întrebat, că altfel am fi dat găuri aiurea și nu s-ar fi prins, s-ar fi picat și am fi rămas cu niște găuri acolo și bine că ne-am interesat. Tocmai de aceea am vrut să vă zic că poate veți întâlni și voi situații asemănătoare și să știți cum să vă gestionați. Această poștă vine cu două cheițe în care se închide și se deschide, iar înăuntru au, după cum v-am spus, aceste piese, aceste trei accesorii care nu știu pentru ce sunt și încă trei dibluri pentru a fi puse în perete. Cam astea sunt, așa se prezintă poșta noastră, după cum v-am spus, am luat-o pe cea mai simplă. Mi-am luat culoarea albă pentru că peretele nostru de la intrare este gri și va merge foarte bine albul pe gri, se va vedea foarte bine, va fi un contrast așa. Și da, să vedem acum cum o să o și instalăm, să o punem, abia aștept. Aici am primit și o hârtie unde să vă puneți numele sau adresa și e perfect. Am luat și modelul acesta pentru că aici are găurele și pot să văd dacă am primit ceva sau nu, să nu mai deschid de 100 de ori pe zi când știu că aștept ceva. Mai era încă una care mi-a plăcut, care se deschidea pe partea de sus, era mai finuță, mai drăguță, doar că aici nu avea nimic jos și nu știam dacă am primit corespondență sau nu, trebuia să deschid mereu să verific și mi-a plăcut aceasta, după cum v-am spus, că are aceste găurele și se poate vedea dinainte să deschizi dacă este băgat un plic sau nu. Pe spatele cutiei mai aveți câteva informații și anume că este produs în Germania, rezistă la soare, la ninsoare, la frig, are și setul de chei pe care vi le-am arătat. Până aici, dragilor, vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. După cum am obișnuit, dacă v-a plăcut ce am cumpărat, v-am dat o idee bună, nu uitați să dați like și subscribe dacă sunteți noi. Să mă urmăriți pe Instagram pentru că mereu postez și sunt activă și poate vreți să vă implicați în videoclipurile mele. Cam atât de aici, vă mulțumesc pentru tot. Noi ne vedem zilele viitoare la un nou videoclip. Ciao!